Salutare, dragi frați și surori! Este plăcerea mea să fiu astăzi cu voi și să mă bucur de această binecuvântată convenție. Și vă aduc salutări de aici, din statul Texas, de la adunarea noastră. Titlul discursului se numește Măreția în umilință și victoria prin slujire. Pentru frații care traduc, voi începe cu discursul pe care îl aveți și voi, dar la un moment dat voi partaja ecranul și aș vrea să analizez cu voi un document. Acesta voi trimite în chat sub format PDF, dar cu ajutorul acest document vom putea să analizăm ce s-a întâmplat în ultimele zile înainte de răstignirea lui Iisus, ultima sa săptămână. Aici la dreapta aveți zilele săptămânii din vremea lui Iisus și din anul nostru. Mai citim, deci, din dreapta spre stânga și, deci, mai spre stânga avem orele. 12 AM înseamnă miezul zilei. Cer iertare, miezul nopții. Deci aici, în acest document, veți avea o scurtă cronologie a acestor zile și orele la care s-au întâmplat împreună cu versetele din Biblie despre care puteți citi din ultima săptămână până în ziua Golgotei. Okay. Așadar. Now we'll return to our prepared text. Acum ne vom întoarce la textul nostru. Discursul de astăzi nu este complet, este doar un efort de a da sens ordinii evenimentelor împreună cu scripturi de sprijin și referințe din scrierile fratelui Russell. Dacă nu ați mai făcut niciodată așa ceva, vi-l recomand ca pe un exercițiu minunat. Dar scopul acestui discurs nu este de a discuta fie caracteristica acestui document, ci de a lăsa acest lucru pentru studiul vostru personal. După cum am auzit deja și după cum puteți vedea din restul programului, Domnul a aranjat lecții detaliate despre unele trăsături ale ultimei săptămâni. Acest discurs se va concentra pe exemplul Domnului nostru și al altora din ultima săptămână pentru lecții legate direct de umilință și serviciu, așa cum sugerează și titlul. Pentru a aprecia aceste lecții, am dorit să ne gândim mai întâi la modul în care Domnul nostru a fost pregătit pentru ultima săptămână și de asemenea la importanța smereniei și a slujirii în Scripturi. În primul rând, cum a fost pregătit Domnul nostru pentru ultima săptămână? La fel ca în fiecare săptămână care a precedat-o, principalul lucru la care se gândea Domnul nostru era să facă voia Tatălui Său. Acest lucru a fost exprimat în mod profetic în Psalmii 40:7, unde scrie: Iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și legea Ta este în adâncul inimii mele.
cum a fost demonstrat acest lucru? Înțelegem că, în calitate de Logos, unicul născut al lui Dumnezeu, a fost în fiecare zi desfătarea Tatălui, împlinind tot ceea ce Tatăl i-a descoperit. La împlinirea timpului, Logosul s-a supus de bunăvoie ca principiul vieții sale să fie transferat pe planul uman al existenței, astfel încât să poată oferi jertfa de răscumpărare pentru a-l răscumpăra nu numai pe Adam, ci și întreaga omenire și pe cei care erau sub lege. La vârsta de 12 ani, a demonstrat că a căutat să cunoască și să se ocupe de lucrarea Tatălui Său. La vârsta de 30 de ani, s-a prezentat ca jertfă vie, supunându-se cu umilință să facă voia Tatălui până la moarte. Și acolo i s-au deschis cerurile prin conceperea de spirit. Acest lucru l-a condus în pustie și acolo, timp de 40 de zile, a revăzut ceea ce era stocat în memoria sa cu privire la lege și la profeți, pentru a înțelege pe deplin lucrurile care îl priveau pe el și ceea ce îi se va cere de acum înainte. Cu acea ocazie, el și-a demonstrat cu succes loialitatea și ascultarea față de tatăl său, rezistând ispitelor adversarului care îi sugera alternative. Voința și calea tatălui său era singura cale și din acel moment, timp de 3 ani și jumătate, a continuat să facă voia tatălui, oferindu-și zilnic viața. Așadar, ce ar fi putut trece prin mintea Domnului în timp ce se apropia de ultima săptămână? Cred că a înțeles profeția celor 70 de săptămâni și că el, ca Mesia, va fi stârpit la mijlocul săptămânii. Prin urmare, a știut că vor trece 3 ani și jumătate de când s-a prezentat la vârsta de 30 de ani. El a demonstrat această înțelegere de numeroase ori în timpul celor 3 ani și jumătate. Pe măsură ce au apărut circumstanțe în care alții voiau să ia viața, el a scăpat sau a evitat complet situația, deoarece ceasul său încă nu venise. De asemenea, el a înțeles tipul Paștelui și faptul că el era mielul lui Dumnezeu, antitipic, care ridică păcatul lumii, așa cum a vestit Ioan. Prin urmare, el a înțeles perioada de timp din 10 Nisan până în 14 Nisan și antitipul a tot ceea ce i s-a făcut mielului. Așadar, el știa exact ziua și ora când va muri. De asemenea, a înțeles profețiile pe care el personal va trebui să le îndeplinească. Acest lucru a fost demonstrat de preocuparea sa de a ști dacă a îndeplinit totul. A înțeles și profețiile care urmau să fie împlinite de alții în legătură cu moartea sa. Întrebare. L-a descurajat ceva din toate acestea? Comentariul din Mana pentru 22 octombrie, preluat din articolul 3362, surprinde foarte bine atitudinea Domnului nostru în timp ce se apropia de ultima săptămână. Comentariile se bazează pe Marcu 10 cu 32. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim. Și Iisus mergea înaintea lor. Unici erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după 3 zile, va învia. Comentariile din Mană sunt: curajul Domnului nostru pe calea îngustă ne umple de admirație. Ce caracter puternic avea el! Nu s-a gândit să se întoarcă înapoi. El era hotărât să îndeplinească voia tatălui său, să se sacrifice pe sine în interesul altora. Nobil model au avut apostolii înaintea lor de măreție în umilință, de învingere
prin serviciu. De aici mi-a venit titlul acestui discurs și accentul pe care am dorit să-l punem pentru a analiza pe scurt ultima săptămână a Domnului nostru. Totuși, din Scripturi, de ce sunt atât de importante smerenia și slujirea? În reprintul 3537, fratele Russell menționează importanța smereniei în Scripturi, că ea demonstrează un principiu de bază al guvernării divine. Răsplățile pe care Dumnezeu este dispus să le dea sunt proporționale cu natura umilă și cu smerenia slujitorului. Dumnezeu a învățat această lecție în numeroase locuri prin intermediul profeților. Unul dintre acestea este Isaia 57:15, căci așa vorbește cel prea înalt, al cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Domnul nostru a învățat de multe ori importanța smereniei. Una dintre ele se găsește în Matei 18:1-4. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Isus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Apostolul Petru și Apostolul Pavel au fost folosiți pentru a sublinia importanța smereniei. Citim în 1 Petru 5:5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să vă înalțe. Și în scrisoarea lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetul 3, el a scris: nimic să nu facă din ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să se prețuiască mai mult decât el însuși. Să nu se uite fiecare la cele ale lui, ci fiecare să se uite și la cele ale altora, să fie în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. Cum l-a răsplătit Dumnezeu pe Domnul nostru în armonie cu acest principiu al guvernării divine? În Filipeni 2:6-11 citim: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. De asemenea, dorim să vedem importanța serviciului în Scripturi. Slujirea subliniată în scrierile Vechiului Testament este în primul rând slujirea față de Jehova Dumnezeu. Moise, când a dat lui Israel o declarație sumară a cerințelor lui Dumnezeu, a afirmat în Deuteronomul 10:12: și acum, Israele, ce-ți cere Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău? Să umbli în toate căile Lui, să-L iubești și să slujești Domnului.
Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Iosua a declarat în Iosua 24 cu 14. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri, dincolo de râu și în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeii cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeii amoriților, în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. De asemenea, Domnul nostru a învățat importanța slujirii și relația acesteia în calitate de șef. O relatare este cea din Marcu 10 cu 42. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept cărmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul vostru. Această lecție de asemenea nu a fost pierdută de apostol. În Galateni 5 cu 13, apostolul Pavel a scris: fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Galateni 5 cu 13. Acum, ca o ultimă parte a acestor gânduri introductive, vreau să analizez relația dintre smerenie și slujire. Ca și Domnul nostru, slujirea pe care trebuie să o aducem constă în principal în împlinirea voinței Tatălui nostru, prin sacrificiul de sine în interesul altora. Apostolul Pavel a scris astfel în Galateni 6:10. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Poate cineva să își sacrifice cu adevărat propriul interes în slujba celorlalți dacă nu este umil? Pentru a pune cu adevărat interesul celorlalți mai presus de sine, ar trebui să nu te gândești la tine mai mult decât ar trebui. În smerenie, ar trebui să-i prețuiești pe alții mai mult decât pe sine. Numai așa slujirea ar putea fi acceptată ca fiind pentru Domnul, în armonie cu legământul de jertfă pe care l-am făcut pentru a face voia Lui. Iar Dumnezeu cunoaște în orice moment intențiile inimii noastre. Nu există niciun secret care să poată fi ascuns de Dumnezeu. Am putea face un serviciu incredibil, dar ar putea fi în interes egoist și, prin urmare, să nu conteze ca sacrificiu. Mana din 1 mai comentează: Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească. Matei 20 cu 28. Dacă consacrarea este pentru Domnul, atunci fiecare serviciu al drepturilor și intereselor noastre în folosul nostru ca noi creaturi, în folosul soțului sau copiilor, al părinților, al vecinilor sau prietenilor, al fraților în Hristos, este socotit de Domnul ca făcut Lui. În timp ce, tocmai acele servicii, dacă ar fi făcute din orice alt punct de vedere, de către un neîndreptățit și neconsacrat Domnului, sau făcute numai indivizilor și nu ca sacrificii pentru Domnul, nu ne-ar fi socotite nouă ca preoți, ca sacrificii ale noastre. Acum să observăm smerenia serviciului jertfitor în evenimentele din ultima săptămână.
Descoperim că în această săptămână nu avem doar exemplul Domnului nostru. Deși ucenicii săi nu erau încă concepuți de spirit, ca iudei sub lege, cu principiile de dreptate a lui Dumnezeu înaintea minților, și unii dintre ei au demonstrat o minunată dezvoltare a caracterului în aceste două domenii. Pentru contrast, găsim și exemple opuse, de mândrie și egoism. Veți observa în acel document despre care vă vorbeam la început că este inclusă data de 8 Nisan, o zi de sabat. Legea permitea ceea ce a fost numit un drum de sabat și după toate probabilitățile, Domnul nostru și ucenicii săi au călătorit în această zi spre Ierusalim și apoi spre Betanie, ajungând la casa Mariei, Martei și a lui Lazar la începutul zilei de 9 Nisan, în jurul orei 18. Acolo Domnul nostru și ucenicii săi urmau să fie primiți cu un ospăț. Ceea ce dorim să remarcăm în special însă, în această relatare, sunt exemplele Mariei, al Domnului nostru și, pentru contrast, exemplul lui Iuda. Maria își demonstrase anterior aprecierea față de Domnul nostru ca fiind un mare învățător și a fost lăudată de Domnul nostru pentru că s-a așezat cu umilință la picioarele sale pentru a învăța de la el. Acest lucru este consemnat în Luca 10:40. Cred că toți ucenicii ajunseseră să-L vadă pe Domnul nostru ca fiind Mesia până la acest ospăț din 9 Nisan și în onoarea acestui fapt, Maria pregătise o slujbă specială pentru a fi făcută Domnului nostru. Matei 26:6 până la 13 și Marcu 14:1 până la 7 ne relatează cum Maria îl unge pe Iisus. Maria ne servește drept exemplu minunat cu această ocazie, demonstrându-și umilința și disponibilitatea de a-și sacrifica propriile interese. Ea a recunoscut că este întotdeauna potrivit să acordăm onoare cui se cuvine. L-a prețuit pe Domnul nostru mai mult decât pe ea însăși. Ea ar fi putut să folosească valoarea darului pe care l-a acordat Domnului în propriul interes personal pentru mult timp. Și nu a așteptat nimic în schimb pentru un cadou atât de scump. A fost un adevărat dar din inimă. Totuși, în armonie cu principiul guvernării divine, care a fost răsplata Mariei pentru acest umil serviciu de sacrificiu pe care l-a acordat Domnului nostru. Care a fost răsplata sa? Marcu 14:9, Domnul nostru declară, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Acceptarea de către Domnul nostru a marii onori care i-a fost acordată a fost de asemenea în deplină armonie cu umilința. El nu a făcut o problemă din valoarea darului. Este o formă de mândrie care nu este capabilă să accepte un dar de bunăvoie, fără să se simtă obligată într-un fel să facă ceva asemănător sau mai bine. Încercați să vă puneți în poziția Domnului nostru cu tot ceea ce am discutat, cu privire la pregătirea sa pentru această ultimă săptămână și la modul său de gândire. Și cineva vine la voi și vrea să vă ofere un dar care ar putea fi evaluat la venitul unui an întreg. Cum ați răspunde la asta? Ați putea să acceptați asta cu bunăvoință ca fiind de la Domnul? Puneți-vă în locul Mariei. Ați fi dispuși să faceți același lucru dacă ați avea astfel de resurse și ați putea face acest lucru fără să vă așteptați la vreo laudă sau recompensă sau și mai bine fără ca altcineva în afară de Domnul să fie conștient de sacrificiul pe care l-ați făcut. Sunt exemple în turnuri când fratele Russell menționează cum cineva vine la el, îi
în mână un plic, iar el pur și simplu îl punea în buzunar. Mai târziu găsea că în plic se afla o sumă semnificativă de bani. Evident, din punctul de vedere al celui care i-a dat plicul, nu se aștepta nimic în schimb. Putem avea astăzi ocazii similare de a unge picioarele membrilor trupului lui Hristos. Fie că ne aflăm la partea de a primi sau de a da, să ne asigurăm că o facem cu aceeași atitudine ca și Domnul nostru și ca și cea a scumpei Maria. Cu această ocazie avem un exemplu negativ în reacția celorlalți ucenici și în special a lui Iuda, care a fost instigatorul. Dacă ar trebui să observăm și să nu participăm nici la primire, nici la oferire, lecția pentru noi este aceea de a aprecia sacrificiul altora și de a nu fi geloși, de a nu îl prețui mai mult decât ar trebui sau de a sugera ceea ce, în opinia noastră, ar fi putut fi o utilizare mai înțeleaptă a mijloacelor. Acest lucru se poate aplica și la diferitele talente ale altora. Nu trebuie să fie un dar în bani pentru a aprecia ceva fiind oferit Domnului. Nu uitați exemplul lui Iuda, care a fost atât de împietrit de această ocazie, încât a fost dispus să iasă imediat după aceea și să conspire cu marii preoți pentru a-l trăda pe Domnul nostru pentru doar 30 de arginți. Următorul eveniment important din ultima săptămână a Domnului nostru este intrarea triumfală în Ierusalim, în ziua de 10 Nisan. Dacă ne gândim la ce oră se însera în acea perioadă a anului, precum și la distanța și viteza de deplasare, pare rezonabil că pregătirea pentru acest eveniment să fie avut loc în a doua parte a zilei de 9 Nisan, iar călăritul pe asin, privirea orașului, plânsul pentru pierderea națiunii și pronunțarea judecății să fie avut loc după ora 18 în 10 Nisan. Toate acestea au fost o împlinire a lui Zaharia 9:9. Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Însă cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război plin de nădejde. O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit. Încet, călare, pe o măgăriță și pe un mânz, mânzul unei măgărițe. O prezentare foarte umilă ca rege. Ce rege pământesc s-a prezentat vreodată în acest mod printre oameni? Dumnezeu a plănuit acest lucru pentru ca Fiul Său să se poată prezenta în acest mod și astfel să-și demonstreze umilința de ceea ce, și de aceea Dumnezeu îl va înălța foarte mult. De asemenea, el și-a demonstrat până la capăt dorința de a sluji națiunea pe care Dumnezeu o alesese să fie cea mai importantă dintre toate națiunile. Dumnezeu a considerat națiunea lui Israel drept întâiul său născut. El le dăduse legea și profeții pentru a-i conduce la Hristos, astfel încât ca națiune să fie pregătit să se transfere de la Moise în acest mare program al capului și trupului lui Hristos. Domnul nostru a slujit acea națiune cu acest scop în minte până la sfârșit, dar ei au eșuat și ca națiune au fost judecați și lepădați din favoarea lui Dumnezeu, așa cum a fost indicat de profeția celor 70 de săptămâni. Și aici, în Zaharia 9, cu declarația că Dumnezeu le va da dublul. Domnul nostru, ca reprezentant al lui Dumnezeu, a pronunțat judecata. În acest sens, el îi slujea lui Dumnezeu.
După cum se menționează în documentul prezentat la început, Domnul nostru a cercetat apoi templul și s-a întors să petreacă noaptea în Betania cu ucenicii săi. În dimineața zilei de a 10-a a lunii Nisan, la întoarcerea la Ierusalim, a blestemat smochinul. Acest lucru învață lecția că națiunea lui Israel nu a dat roadele potrivite și de aceea a fost judecată. Există un exemplu contrastant în acest caz. În mândria lor, națiunea a fost incapabilă să-L accepte pe umilul nostru Domn pe care L-au disprețuit, crezând în mod fals că este din Nazaret. Ajungând la Ierusalim, Domnul nostru a curățat mai întâi templul de schimbătorii de bani. În acest fel îl slujea din nou pe Tatăl. Caracterul de care a dat dovadă cu această ocazie a fost însă indignarea dreaptă, care este în întregime, în armonie cu umilința și blândețea. El a continuat pe 10 Nisan, învățând în templu și făcând vindecări, oferindu-și literalmente viața printr-un proces de transfer al propriei vitalități pentru a-i vindeca pe alții. Acesta a fost un serviciu personal pentru fiecare care a fost vindecat, dar a fost și un serviciu pentru Dumnezeu, prin faptul că vindecările au servit un scop mai mare, ca ilustrații ale lucrării viitoare, când toți vor fi vindecați. Părăsind Ierusalimul, Domnul nostru și ucenicii săi au intrat în 11 Nisan și, așa cum sugerează Scripturile, au poposit pe muntele Măslinilor. Dimineața s-au întors la Ierusalim și, trecând pe lângă smochinul, acum ofilit, Petru i-a atras atenția Domnului nostru și l-a întrebat semnificația acestui lucru. Domnul nostru a folosit ocazia pentru a învăța o lecție despre credință. Am putea înțelege că, pe lângă aceasta, lucrul ilustra faptul că națiunea lui Israel a fost îndepărtată de la favoare. Din nou avem și o lecție despre importanța smereniei. Din studiile noastre despre dublul lui Israel, care a fost scopul perioadei lor de disgrație? A fost acela de a umili națiunea lui Israel, să-i pregătească pentru primirea lui Mesia, al lor la a doua venire, atunci când vor avea frunzele mărturisirii potrivite și roadele dorite. După ce a ajuns la templu, Domnul nostru a rostit alte pilde pe 11 Nisan și, în calitate de agent al lui Dumnezeu, a declarat sentința împotriva națiunii lui Israel. Cu judecata și sentința împotriva națiunii, acum pe deplin dezvăluite, aceasta a fost ultima dată când Domnul nostru a învățat în templu. Părăsind Ierusalimul, Domnul nostru și ucenicii săi au trecut în 12 Nisan și au poposit din nou pe muntele Măslinilor. În această noapte, Domnul nostru a rostit marea profeție consemnată pentru noi în Matei 24, iar în Matei 26:2 a declarat că peste două zile, în timpul Paștelui, va fi trădat și răstignit. El a arătat astfel că știa nu numai ziua și ora exactă, ci și felul în care va muri. Iar în Matei 26:3 ni se spune că în același timp conducătorii iudei au luat hotărârea finală ca Iisus să fie executat. În dimineața zile de 12 Nisan, Domnul nostru a părăsit muntele Măslinilor împreună cu ucenicii săi și s-a întors în Betanie. Tot ceea ce putem spune despre restul timpului din 12 și 13 Nisan este că probabil a fost petrecut în Betanie. Totuși, nu ne putem imagina că ucenicii Domnului nostru nu aveau întrebări sau că Domnul nostru nu ar fi folosit acest timp pentru a continua să-i învețe, să-i pregătească pentru evenimentele care urmau să se întâmple în curând. Tatăl nostru Ceresc și Înălțatul nostru Domn nu au considerat potrivit să includă aceste detalii totuși în mărturia înregistrată, așa că este mai bine pentru noi să nu speculăm dincolo de aceste presupuneri. Trecând în 14 Nisan, Scripturile arată că Petru și Ioan au fost trimiși să pregătească Paștele. Domnul nostru le-a spus cum să recunoască un om bun care îi va conduce la camera de sus mare și pregătită, unde puteau pregăti Paștele.
O sugestie a fratelui Russell este că posibil că Domnul nostru să fi făcut personal aceste aranjamente mai înainte, astfel încât ucenicii săi să nu știe până în ultimul moment. Când ne gândim că Domnul nostru știa ce plănuia Iuda și conducerea iudaică, această sugestie îmi pare potrivită, având în vedere importanța acestei nopți. Domnul nostru a vrut să se asigure că planurile sale nu vor fi interferate, deoarece valoarea evenimentelor înregistrate va fi vitală pentru toți membrii trupului său de-a lungul întregului veac de sacrificiu. Camera și Paștele fiind pregătite, Domnul nostru a sosit împreună cu restul apostolilor. Uneori se ridică întrebări cu privire la timpul în care s-a avut loc acest ultim Paște cu apostolii. Un gând din volumul 6, pagina 462, m-a ajutat întotdeauna când au apărut astfel de întrebări. Și citez: ca evrei născuți sub lege, Domnul nostru și apostolii săi erau obligați să sărbătorească acest tip și să sărbătorească la timpul potrivit. Domnul nostru se angajase să facă voia Tatălui Său. El nu s-ar fi abătut de la aranjamentele Tatălui Său. Când a început sărbătoarea Paștelui, Domnul nostru a recunoscut că un lucru fusese neglijat și a prezentat o ocazie minunată de a preda din nou o lecție despre importanța smereniei și a slujirii prin sacrificiu de sine, prin spălarea picioarelor ucenicilor săi. Ioan a inclus întregul eveniment în epistola sa. Vom analiza concluzia experienței consemnate în Ioan 13, 12 până la 17. Ioan 13, cu 12 până la 17. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ce exemplu de smerenie și de sacrificiu de sine! Totuși, suma totală a lecției se află în ultimul gând exprimat. Una este să știi aceste lucruri, adică să înțelegi importanța smereniei și a slujirii prin sacrificiu de sine. Dar ferice de voi dacă le faceți. Acel cuvânt tradus prin ferice este același pe care Domnul nostru l-a repetat în Matei 5 și care a fost tradus prin binecuvântat în traducerea King James. Concordanța Strong oferă o semnificație suplimentară care sugerează că acest cuvânt înseamnă binecuvântare supremă. Este o binecuvântare supremă să dezvolți și să demonstrezi un caracter la fel ca al Domnului și al Stăpânului nostru. Și dacă facem acest lucru, Dumnezeu, în armonie cu principiul său de guvernare divină, ne va răsplăti cu binecuvântarea supremă a naturii divine. Timpul nu ne permite să intrăm în detalii cu privire la restul zilei de 14 Nisan. Lăsăm aceste detalii pentru studiul vostru personal. Voi rezuma evenimentele din acest moment, ducându-ne până la evenimentul final din ultima săptămână a Domnului nostru, care a demonstrat umilința și slujirea Lui prin sacrificiu de sine și, prin urmare, vrednicia pentru răsplata înaltă pe care Dumnezeu i-a acordat-o odată cu învierea din mormânt. După ce i-a întins bucățica, cred că Iuda a părăsit micul grup și atunci Domnul nostru a instituit cina de amintire. Chiar și simbolurile în sine reflectă nevoia de smerenie și de supunere prin sacrificiu de sine față de voința Tatălui.
plecând din camera de sus, au înaintat spre grădina Ghețimani. Domnul nostru, continuând să ne învețe pe tot parcursul drumului. Ajungând la grădină, avem îndemnul de a veghea și de a ne ruga și ocazia pierdută de ucenici. Avem preocuparea Domnului nostru cu privire la faptul dacă a făcut totul, demonstrând din nou umilința și dorința de a jertfi totul pentru a face voia Tatălui Său. Și primind asigurarea că a obținut puterea necesară pentru a merge mai departe. Avem sosirea lui Iuda cu slujitorii marilor preoți și trădarea lui Iuda printr-un sărut. Avem apărarea lui Petru cu o sabie și ocazia Domnului nostru de a arăta că s-a predat de bunăvoie și că lecția că nu trebuie să luptăm cu arme carnale. Vedem de asemenea în această experiență disponibilitatea Domnului nostru de a sluji chiar și dușmanilor săi până la capăt, vindecând urechea slujitorului marelui preot pe care Petru îl rănise cu sabia. Vedem grija Domnului nostru pentru ucenicii săi, gândindu-se mereu la alții. A vrut ca ei să fie lăsați în pace. Urmează încercările în fața marelui preot și a sinedriului, mut ca un miel în fața celor ce-l tund, demonstrând din nou supunerea sa umilă față de voința divină. În cele din urmă, el le răspunde recunoscând adevărul că era Fiul lui Dumnezeu, oferindu-le astfel ceea ce doreau pentru a-și justifica faptele de a-l omorâ. Apoi a urmat negarea lui Petru. Ce experiență sfâșietoare trebuie să fi fost aceasta? A urmat procesele în fața lui Pilat și Irod, pronunțarea hotărârii de către Pilat și acceptarea responsabilității de către națiune, prin reprezentanții săi. După aceasta, Domnul nostru și-a dus crucea la Golgota și un anume Simon ne-a arătat cum putem sluji altora, ajutându-i la povara lor. Și în cele din urmă a fost timpul petrecut pe cruce pe parcursul a 6 ore. Ultima a fost experiența dureroasă a întoarcerii Tatălui Său cu fața de la El, pentru ca El să ia locul păcătosului în toate privințele și să simtă înstrăinarea pe care au simțit-o Adam și toată omenirea. Domnul nostru, înțelegând că totul s-a împlinit, când era sete, a strigat cu voce tare: s-a sfârșit! Luca 23:46 adaugă: și după ce a strigat cu glas tare, Iisus a zis: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a zis așa, a murit. Observăm aici că viața pe care Domnul nostru a încredințat-o Tatălui Său Ceresc și pe care spera să o primească din nou, era viața noii făpturi care începuse odată cu conceperea de spirit la Iordan. El nu a avut nicio intenție de a lua din nou natura umană după ce renunțase la aceasta în întregime ca jertfă de răscumpărare în folosul lui Adam și al urmașilor săi, punând-o la păstrare pentru ca într-o zi să fie plătită justiției divine pentru a elibera pe toți de sub puterea mormântului pentru a merge pe o cale a sfințeniei spre perfecțiunea umană. Nu lăsați pe nimeni să vă amăgească cu întrebări capcană, dragi frați. Domnul nostru a murit și a existat doar în memoria lui Dumnezeu pentru părți din 3 zile. Iar a doua zi după sabat a fost ridicat din mormânt și a primit moștenirea învierii pe planul divin. Și noi, ca urmași ai Lui, trebuie să murim înainte de a primi moștenirea noastră de înviere. We didn't prepare as much material as we intended for the hour,
Because we had thought that the prayers and the opening hymn and closing prayer and hymn was included within the hour. So learning that those were before and after, we're going to just add some additional thoughts. Voi adăuga câteva gânduri suplimentare, fiindcă avem timp. Și aș vrea să rezumăm tot ceea ce am citit până acum. Now we did present before you a handout. And as we noted in our v-am arătat acel document. It was not our point to go through the scriptures. Scopul nostru nu a fost ca să mergem prin fiecare verset menționat acolo în detaliu. Dar dacă nu ați reușit niciodată până acum să înțelegeți ordinea cronologică a evenimentelor, v-aș încuraja să faceți asta, fie că puteți să faceți anul acesta sau altă dată. Aceasta s-ar putea să vă fie de mare folos pentru studiul personal. Frații din Chicago au făcut de asemenea un mic pliant cu această ultimă săptămână, iar aceste versete sunt foarte prețioase, deoarece vă ajută ca să deveniți familiarizați cu subiectul. Regarding how our Lord was prepared for the last week. În ceea ce privește cum Domnul nostru a fost pregătit pentru ultima sa săptămână, această pregătire a început practic când El a fost creat, ca și Logos. Domnul și-a stabilit întreg planul său și a început cu Logosul, care avea să se încheie cu triumful Fiului Său și Biserica celor 144.000. Iar aceasta este exemplul înțelepciunii Domnului și a principiilor divine, a voinței Domnului ca să ne înalțe pe toți prin umilința de care a dat dovadă și prin sacrificiul de sine. Domnul ne-a oferit demonstrația finală a umilinței. În ceea ce privește importanța smereniei, versetele sunt clare. Dumnezeu pune un mare accent pe smerenie. God deals exclusively with the humble. Putem spune că din punctul său de vedere, el are de a face doar cu cei smeriți, cu nimeni altcineva. Și toți membrii bisericii recunosc acest fapt. Și toți au dat dovadă de această umilință și au primit ceea ce le se cuvenea pentru caracterul lor. În ceea ce privește serviciul, serviciul făcut din adâncul inimii și intenția curată acest fel de serviciu este căutat de Dumnezeu. Și El își dorește ca creaturile sale să-L iubească pe El și la fel să slujească, să-și slujească unii altora. În ceea ce privește exemplul celorlalți, una dintre definițiile smereniei este să prețuim pe ceilalți mai mult decât pe noi. Iar făcând astfel, vom fi înclinați să apreciem serviciul Domnului nostru și serviciul celorlalți pentru noi. Și e important să atragem atenția și exemplelor negative. Nu pentru a judeca, dar pentru a le pune în contrast și a înțelege și a aprecia mai mult caracterul Domnului și cum procedează El cu noi.
regarding the example of our Lord. Iar în ceea ce privește exemplul Domnului nostru, El este exemplul nostru suprem. Ne putem gândi la Dumnezeu ca cineva umilit, ca opusul total al mândriei. Nu există mândrie în Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu era pentru El posibil ca să vină pe pământ, să poartă crucea și să moară. Așa că în stabilirea planului său, de la început, El a plănuit ca să pună în fața tuturor creaturilor sale, cerești și pământești, exemplul Fiului Său care va fi în stare să facă un astfel de gest și care va fi, deci, prin urmare, nu doar un exemplu de mare umilință, ci și enormă iubire. Și care a fost de acord nu doar să-și pună viața pentru ceilalți, dar și să-i servească pe toți. Pentru toți, servitorul tuturor. Și de aceea nimeni nu a primit o slavă mai mare decât Domnul nostru pentru ceea ce a făcut. Și binecuvântați suntem noi, cei care înțelegem aceste lucruri și ocaziile prezente pe care le avem la dispoziție ca să ne aducem trupurile ca jertfe și să încercăm să atingem același caracter și cu ajutorul Domnului să primim aceeași slavă. În concluzie, deci, aș dori să vă las cu Filipeni 2, versetele 1 până la 13. Filipeni 2, versetele 1 până la 13. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și dacă faceți așa, dezvoltând pe deplin harul umilinței și demonstrându-vă iubirea în slujirea jertfitoare de sine față de alții, Dumnezeu la timpul potrivit vă va înălța la fel. Aceasta este rugăciunea mea pentru voi și vă rog să vă rugați și voi pentru noi în același scop.
turn back over to the chairman. Domnul să te binecuvânteze, brother Ed, frate Ed, pentru acest discurs. Și acum vom continua. Haideți să trecem la întrebări mai întâi. Deci, haideți să mergem 10 minute, cam avem timp și pe urmă vom avea cântare și rugăciune. Dacă aveți întrebări acum, aș vrea să vorbiți. Dacă aveți comentarii, dacă aveți. Deci eu voi aștepta să văd dacă sunt mâini ridicate, spune fratele. I see a brother or sister there, put a hand up. Văd o mână ridicată, fratele Vasile, pot să spui întrebarea sau comentariu? Mulțumesc fratelui pentru frumosul subiect, apropo de umilință și slujire. Și aș vrea să citesc și eu vreo 3 versete. Prima din fericiri este: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. În 1 Petru 5:5, tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre de voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Și nu pot să nu reamintesc versetul cu care a încheiat fratele din Filipeni 2:3, ultima parte a versetului: în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Dacă acest verset se respectă, nu pot să apară probleme între noi. Și închei cu 4 versete din cântarea Umilința e calea. Ultimele 4. Un pic mai rapid, frate Vasile, un picuț mai oprește-te. Și repet, te rog, versetele de 2 să le găsească surorile. Mulțumim. Respectiv, închei cu ultimele 4 versete din cântarea Umilința e calea. Darul Duhului Sfânt e în valea josirii, fericiți care caută calea umilinței. Și avem scris că măresc lucru este a sluji Dumnezeului Celui Viu. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, frate, mulțumesc. Se pare că mai avem încă o mână ridicată, unul dintre traducătorii noștri care vrea să spună ceva, Iachim, Timi. Te ascultăm. Hold a second. To hear your question. Go ahead now. My question was regarding to... Întrebarea mea este cu privire la Isus, care a știut în momentul când a trebuit să înfrunte sacrificiul, să fie în fața sacrificiului, și faptul că el știa că va fi crucificat, dacă nu este prea greu de spus, dacă nu este prea mult de spus, cum crezi că el a știut calea prin care va muri, felul în care va muri? Deci, vorbele discipolilor, el spune acolo că el a știut exact dinainte, el le-a spus dinainte că el, fiul omului, va fi dat în mâna romanilor și va fi crucificat.
Chiar cu o săptămână înainte, dacă citim accountul acela, istoria cum s-a întâmplat, el deja le-a spus, va fi dat în mâna romanilor. Și el a știut că ei vor încerca să distrugă și mișcarea lui, care a început-o, nu numai pe el. Și noi știm acel blestem care exista, că blestemat este cel care va muri pe lemn. Și el a înțeles că el trebuie să fie crucificat și din această profeție. Și el a înțeles și din felul acela, chiar și cu o săptămână înainte, el le spusese apostolilor că el va fi crucificat. Avem cuvintele lui cu o săptămână înainte de moartea lui. Yes, I'm trying to look for the Bible verse in which he told the... Acum încerc, o întrebat pe Timotei dacă dacă mai are ceva de spus, și-o zis că el încearcă să găsească versetul. Zice, fratele, mi se pare că l-am citat în discurs, dar mă uit imediat după el, imediat. Matei 26 cu 2, cu două zile înainte de Paște, zice, Fiul omului va fi trădat și va fi crucificat. Luca 24 cu 7. So the Matthew account, but there's one other case I'd have to look for it a little closer here. Și mai este încă un caz, dar trebuie să-l găsesc, dar știu că a fost cu înainte, cel puțin cu o săptămână înainte, le-a spus că el va fi dat în mâna romanilor și crucificat. Aceasta era forma romanilor de a pune la moarte pe un deținut. I will post, as promised, I'm going to post into the chat two files. Și am să pun aici două documente. Unul este un document in Word și o puteți lua și să adăugați mai mult și una PDF pe care nu puteți edita. Deci un document o să-l puteți edita, să adăugați notele voastre la harta aceasta a mea, și celălalt document este PDF, nu se mai poate edita. Thank you, brother Arch, for this wonderful discourse. Și eu aș vrea să mulțumesc, zice fratele Eliezer, pentru acest discurs minunat cu privire la ultimele două săptămâni ale vieții Domnului nostru și gânduri foarte frumoase a avut. Domnul l-a dat pe Fiul lui să fie un exemplu. Ne-a dat un exemplu prin Isus. Și numele Domnului să fie glorificat. Mulțumim. Deci, după cum noi fiecare ne străduim să ne facem chemarea și alegerea și umblăm pe această cale, și mai ales acum când ne pregătim să frângem pâinea, să sărbătorim cina. Și să ne împărtășim din pahar care ne-a fost dat. Și dacă murim cu el, vom fi și glorificați împreună.
very strong component of our walk. Umblarea întregul corp al lui Hristos. Domnul să se uite peste voi, să vegheze la umblarea fiecăruia dintre voi și noi să ne străduim să umblăm umili în umblarea noastră, vrednici de chemarea noastră. Mulțumim foarte mult! O lecție minunată. Mulțumesc, frate Ed, pentru acest serviciu.